numesc Maria Burlacu din Durlești, orășelul Durlești. Chiar astăzi, mergând pe strada Podgorienilor din orășelul Durlești, un câine foarte agresiv a macalajiului meu, Milicencu Gheorghe, mi-a ușit în calea mea. Era slobod? Slobod, era slobod și eu atât de tare m-am speriat că am început a țipa într-un glas străin, când aveam glas cum să dimineață la ora 6:45 minute era. O auzit un mahalajeu, o sărigadu și o făcut de-o venit că numai persoana acela ne-a fost în scăpare, că eu putem să fie o morgă. Atât de mare, câinele, agresiv. Ia un fel de parod agresiv, ceva strașnic. Eu atât de tare m-am speriat și atât de mult am țipat. În gospodăria care e cu câini, sunt multe persoane. Nici unul nu a ieșit până când omul macalajeu, peste gard, peste un gard, o luat cu pietre și o aruncat în câini. Și el a spus, putem să fie o morgă, putem să mai, dar eu am așa un străzi mare că eu nu pot să merg pe... Nicătând că eu nu de mult am avut operații foarte, foarte grele, două dată. Și eu mă simt foarte slab, foarte rău. Și el, dar de două ori am câine să ne iasă. Și mai depuneți la poliție vreo plângere? Și tot, desigur că dacă am să mă duc și am să depun, dar și folos, că am mai avut așa caz, am depus la cerere și l-au pus 100 de lei ștraf, dar eu am rămas cu boala, cu spăritura. Și eu dat ne pentru asta, că eu m-am scris la cerere la poliție. Nici nu a venit, nici nu a controlat, dar la persoana a ies care cu de azi dimineață, de două ori ies în cale. Și tot așa la apăram cu și veneam că eu vine că cum se vede. Stau să fac de o pânică, de o astea pensia mică și spun că eu nici nu știu ce să mai fac de unde. Mi-e frică să merg pe drum și ele macalajeul meu. Ei cât sunt case, toți au auzit, dacă au auzit macalajeul peste de unde a venit el, o să rigadu și m-a apărat. Că dacă nu venim măcar la ceușe, la nimeni din casă nu ieșe, asta garantat că eram pusă la pământ. Cumnatul lui, al lui Ais cu câinile, și el spune că eu lucram în Hărman, în grădina mea. Câinii și el a tot așa s-a slobozit și la dânsul, că eram cu sapa în mână și eu nu puteam să mă apăr, mă punea la pământ. Și am spus, ești leagă, ești făi ceva câine, să tu îi cazi, dar el habar de grijă n-are. Și pe omul și-l zice că eu ies în casă, în ograda mea, și el se rupe și face, te dă la pământ. E foarte rău, foarte agresiv. Și tot timpul sunt slobot? Nu slobot tot timpul, dar a moia era slobot, că eu dacă nici nu mai ieșim din casă, pe cuvânt, că mai eu nici nu știu să deam pe care drum să mă duc și să fac cum sunt cu jor de așa mare frică. Cu un câine care nu sunt atât de tare agresiv, atât de că nu poate nimeni să-l zvâri la dânsul sau să-l ogoaie cu tine așa. Eu desigur că am să mă duc, ajuns sănătoasă acasă, am să mă duc, am să suni seara la poliție, un așa doar, am să mă duc luni în scris. Asta-l pui ștraful 100 de lei, dar eu rămân cu boala, că asta nu e prima dată.